Credem în cultură, spune Daniel Săuca, managerul Centrului de Cultură și Artă a județului Sălaj, instituția care editează revista Caiete Silvane, ajunsă deja în al 10-lea an de existență. Primul număr al noii serii a revistei Caiete Silvane a apărut în februarie 2005. Momentul este marcat prin apariția unui număr special al revistei pe care deja o puteți răsfoi în format electronic. Gânduri la aniversarea de 10 ani au fost transmise în acest număr special de către Daniel Săuca, Tiberiu Marc, Radu Căpâlnașiu, Irina Petraș, Viorel Mureșan, Daniel Hoblea, Iliana Petrean Păușan, Marin Pop, Imelda Chința, Carmen Ardelean, Marcelu Caciu, Viorel Tăutan, Carmen Ciumărnean și Alice Valeria Micu. Apariția revistei de cultură Caiete Silvane este sprijinită de Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj sub egida Uniunii Scriitorilor din România, a Consiliului Județean Sălaj, a Primăriei și a Consiliului Local al Municipiului Zalău.